Doamnelor și domnilor, grila BMW primește un nou seria 7. Sau era invers? Dăm la o parte orice glumă cu grila noului BMW seria 7 pentru mai târziu, ca să vă zic așa. Seria 7 vine de acum cu un facelift cât pentru o generație nouă, actualizări cât să facă din mașina asta un competitor și mai puternic pentru Mercedes-Benz clasa S și Audi A8. Știți voi, concurența. Dar nu e vorba doar de concurență exterioară. Până la acest facelift, BMW X5 sau BMW seria 8 aveau tehnologii mai noi decât seria 7. Ba chiar și seria 3 stătea un pic mai bine. BMW seria 7 arată diferit la exterior și face vechiul seria 7 să fie încurcat și mai des cu seria 5. De acum un singur rinichi al hectarului de grilă e cu 40% mai mare. A crescut chiar și logo-ul BMW. Să mai zic, toată partea frontală e cu 5 cm mai înaltă. Spatele e și el redesenat și remodelat, doar că e plictisitor pentru că nu are grilă. Suspensia pneumatică este standard, iar BMW pune la dispoziție și tehnologia numită Active Comfort Drive cu Road Preview. Ca să nu se încurce subchitrările între ele, traduc eu chiar acum. Mașina scanează drumul ca să nu poată fi luată prin surprindere de gropi sau alte obstacole. Întărește sau înmoaie suspensiile după caz, dar asta acolo unde șoselele sunt bune. În România mai pune în boxe și o rugăciune. Sunt modificări și la sistemele de asistență la condus. În teorie, seria 7 poate deveni autonomă pe autostradă. Pe lângă asta vine și cu Traffic Jam Assist, adică în caz de trafic bară la bară, pornește singură, virează singură și oprește singură. În plus, a apărut și asistentul pentru mersul înapoi, sistem cu care ne-am jucat și pe seria 8 și care a funcționat impecabil. Mașina ține minte ultimii metri pe care i-a parcurs cu fața și după ce bifezi pe ecran, ea va da singură cu spatele, fix cum ai mers cu fața, dar invers evident. Are și sistem autonom de frânare în caz de urgență, dacă detectează vehicule oprite, pietoni ori alte obstacole și stai liniștit, dacă din greșeală lovești un animal, o să scape cu zile printre gratile alea. Alte chestii tari, insonorizare și abia aștept să testez partea asta. Toate geamurile mașinii sunt tratate acustic. Apoi a fost aplicate materiale fonoabsorbante, inclusiv în aripi, dar și în zona stâlpilor pentru centura de siguranță. În teorie ar trebui să fie liniște ca în cimitir. Interiorul este și el redesenat, de acum șoferul are un ecran de 12,3 inci care afișează turometru și vitezometru plus alte informații esențiale. Tot acolo apare ca un notch sau ca un mod senzorul care verifică dacă ești cu ochii la drum, când conducerea autonomă este activă. Pe partea centrală are un ecran de 10,3 inci cu noua interfață iDrive. Sistemul iDrive are stocare de 20 de GB și dacă folosești navigația din fabrică, ea îți învață traseul preferat spre casă sau muncă și asta îți va recomanda de fiecare dată. Nu are nicio logică dacă tu știi deja traseul pe care îl parcurgi de atâta timp, dar mă gândesc că are o oarecare legătură cu conducerea autonomă, gen dresează-ți bolidul de lux. BMW seria 7 vine cu o listă lungă de motorizări, de la celebrele 6 în linie până la un tradițional și recomandat de noi V12. Motorul de 6,6 litri are 600 de cai putere și va purta sigla 760i. 750i e rezervat propulsorului V8 de 4,4 litri care are 523 de cai putere și atinge 100 în 3,9 secunde. Și mai e și un diesel. Dar și o variantă hibrid 745e cu motor pe benzină de 3 litri și unul electric care împreună produc 390 de cai putere. Autonomie de 58 de km în modul full electric, peste media europeană de navetă zilnică. Seria 7 e disponibil atât cu tracțiune spate, cât și cu X-Drive, adică tracțiune integrală, iar cutia automată în 8 trepte este standard. BMW seria 7 va ajunge pe piață din aprilie și noi abia așteptăm să testăm mașina asta.